Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă prezint o problemă pe care am avut-o la bicicletă și cum urmează să o rezolv. M-am tot gândit dacă să fac videoclipul ăsta sau nu, să vă arăt sau nu. Și tocmai am ajuns cam pe la mijlocul problemei și m-am gândit, hai totuși să filmez. Și pașii de până acum o să vi explic, pur și simplu. Așadar, problema este că la bicicleta mea am pățit după un concurs noroios și plin de apă, plin de ploaie, am pățit să ca pedalele, adică toată transmisia se învârtă în gol, fără ca roata să se miște. Adică doar caseta mergea în gol pe pinioane. Și atunci ce am făcut? Mai întâi am curățat toată bicicleta perfect, după care am decis să deschid caseta, butucul interior și să vedem ce se întâmplă acolo. Și am constatat că în spate aici, unde sunt cricheții, acum nu mai sunt, că i-am dat jos, am curățat totul, am constatat că era pur și simplu o mâzgă înăuntru. Era apă mestecată cu vazelină, cu mizerie, cu de toate. Și cricheții pur și simplu ei stăteau lipiți de casetă, în loc să stea ridicați ca să prindă în dinții de la roată, erau lipiți și atunci normal că se învârtea în gol. Am scos cricheții, am curățat totul, e cât se poate de lună. Și acum am constatat o altă problemă. Cred că întregul butuc are patru rulmenți și unul dintre ei acesta exterior, adică cel mai expus rulment, care abia se mai mișcă, adică e aproape blocat. Asta n-a fost o problemă pentru ca bicicleta să funcționeze, dar mă voi ocupa și de acesta și îl voi face să meargă. Și de asta m-am gândit că e interesant să fac videoclipul, pentru ca să vedeți ce poți să-i faci unui rulment care nu mai funcționează cum trebuie. Cred că 90% dintre mecanici o să zică că trebuie schimbat. Ceea ce vom face este să dăm jos căpăcelul ăsta roșu cu un ac. Am un ac aici cu mine. Cu un ac, îl bag aici și uite cum iese. Ce avem înăuntru este un rulment uscat. De ce se întâmplă asta? Pentru că suntem obișnuiți să ne spălăm bicicletele cu metoda cea mai rapidă, adică cu jet de apă. Și acesta fiind rulmentul cel mai expus, apa ajunge foarte repede la el. Și guma aceasta nu îl protejează atât de bine. Astfel intră apa înăuntru și începe să creeze probleme. Să ruginească, să facă ce știe apa să facă, să strice lucrurile. Astfel că în timp rulmentul se gripează. Adică nu se mai învârte. Nu-ți dai seama imediat, pentru că tu speli bicicleta azi și dacă continui să o folosești, să mergi cu ea, să fie în mișcare, nu se întâmplă absolut nimic. Dar dacă peste 2 săptămâni ai lăsat bicicleta, să zicem, câteva zile, fără să o mai miști, atunci apa se va usca, bineînțeles, nemai fiind în mișcare, se usucă acolo și se blochează și nu înțelegi de ce. De asta mulți nu fac o legătură directă între problemele de la bicicletă și spălatul incorrect al ei, pentru că apa acționează în timp și creează probleme pe termen lung. De asta cred că orice mecanic pe care o să-l întrebi despre spălatul bicicletei nu o să-ți recomande deloc să o speli la jet, doar cu apă cu presiune mică, poate cu apă îngăleată și o perie, ceva de genul, astfel încât să
fie șansele cât mai mici ca apa să ajungă în astfel de locuri. Ce voi face acum în continuare este să încerc să curăț cu spray, cu ce am la dispoziție, să curăț mizeria din interior, să adaug vazelină curată și să închid, să pun la loc și asta e tot. El ar trebui să funcționeze. Haide că o să-ți arăt ce se întâmplă. Încep să-l forțez să meargă și el deja începe să-și dea drumul. Gata, deja lucrează mult mai bine decât înainte. Acum nu mă înțelegeți greșit, rulmenții uneori trebuie schimbați, dar în marea majoritate a timpului nu e nevoie de asta, tot ce le trebuie este un service. Puțin ulei, puțină vazelină și își dau drumul și mai pot fi folosiți încă mult timp. Voi folosi o vazelină de culoare albă de la Finish Line. Este foarte bună pentru că are și ceva microparticule care ajută în cazul în care rulmenții sunt deja folosiți și au nevoie de îmbunătățiri. Vazelina verde se folosește când e nevoie doar de lubrifiere, când totul e nou și ai nevoie doar de lubrifiere. Punem la loc, închidem, apăsăm cu unghia, e suficient. După ce am băgat vazelina, învârtim puțin. Acum voi pune cricheții la loc. Cum spuneam, am găsit înăuntru urme de apă, ceea ce e clar, nu e un semn bun. Aici am curățat foarte puțin, cât să vedeți culoarea rulmentului. Acum e clar că nu mai scapă, deci cred că am rezolvat situația. Tocmai am fost să caut pe internet să văd dacă nu îmi lipsește cumva o piesă aici, pentru că mi se pare așa foarte gol totul. Bineînțeles, mai urmează căpucelul acesta mic, dar după cum vezi, el nu acoperă rulmentul. Și pur și simplu așa am văzut că vine XD-ul cu rulmentul aproape la vedere, ceea ce mi se pare o prostie din partea SRAM. Să lași un rulment expus, în special cel din exterior, care are cele mai frecvente probleme, nu e tocmai smart. Dar asta e, îi voi pune vazelină cât cuprinde, să mă asigur cât pot că apa va ajunge mai greu la el. Așa arată cu vazelină. Acum pun ultimul căpăcel. Așa. După care va veni caseta de pinioane peste. Thank you.